Bună ziua, dragi români! Bine v-am regăsit! Pentru mine e o bucurie să fiu din nou astăzi alături de dumneavoastră. Prima dată când am fost de la bun început impresionat de frumusețea comunității dumneavoastră de aici, în Mansue. Îi spuneam domnului pastor Livanu că am avut, din acest punct de vedere, numai surprize frumoase din partea comunităților noastre penticostale din afara țării. Mărturisesc că pe cele din interiorul țării n-am avut ocazia să le cunosc. Am convingerea că sunt la fel de frumoase. Însă peste tot pe unde România mi-a făcut onoarea să mă trimite pentru a reprezenta-o, având și misiunea nobilă de a apăra interesele patriei noastre și ale cetățenilor noștri în afara țării, pentru că asta fac toți diplomații români și consulii români peste hotare, peste tot am avut această surpriză frumoasă, peste tot am întâlnit comunități adevărate. De ce spun comunități adevărate, dragi români? Comunitatea nu e numai un grup de oameni. Și atât. Nu e doar un grup de oameni care vorbește aceeași limbă. Și atât. Nu. Comunitatea este un grup de oameni care în mod normal vorbește aceeași limbă, dar împărtășește aceleași valori. Au aceleași idealuri. Au aceleași obiective. Au aproximativ aceleași priorități. Acel grup de oameni care își vorbește limba lui maternă, care are aceleași valori creștine, care prețuiește familia, care vor progres pentru ei și pentru copiilor și pentru țara lor, fie cea de unde au plecat, fie cea unde au ales să trăiască. Acelea sunt comunități adevărate. Și ce poate să caracterizeze mai mult o comunitate adevărată decât solidaritate? Iar în comunitățile noastre penticostale am avut ocazia să constat că există această solidaritate. E o solidaritate creștină, e o solidaritate românească, e o solidaritate care trece dincolo de propriile interese ale persoanei, ale fiecărui individ din grupul social, al fiecărui individ, fiecărui cetățean din comunitate. Și pentru asta vă felicit. Vă felicit pentru că liderii dumneavoastră, domnule pastor Livan, și fiecare dintre dumneavoastră lucrați pentru acest lucru, fiecare dintre dumneavoastră veniți la biserică în fiecare duminică, vă rugați în limba dumneavoastră, limba română, pentru că este cea mai frumoasă limbă pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă românilor. Pentru că dacă vrea să ne dea altă limbă, ne dădea alta de atunci de când ne-am născut, dar ne-a dat limba română. Vă ajutați aproapele, vă creșteți copiii aproape și vă mulțumesc, domnule pastor, pentru învățăturile de mai adinaori, în care ați vorbit de valorile familiei și nu ați uitat să includeți problema cu care România se confruntă în acest moment, acei orfani albi se numesc. N-ați spus că sunt, vă spun eu, sunt mai mult de 85.000 de orfani albi în România. Copii care au părinți și care sunt rămași în România, fie singuri, să știți, cei care sunt adolescenți, fie cu unchi, frați, bunici, și care cresc traumatizați. Pentru că părinților au ales să creadă că dacă vor câștiga mai mulți bani și le vor trimite mai mulți bani în țară, le va fi mai bine. Nu le e mai bine. Chiar dacă sunt mai avuți, că mai bogați nu sunt. Sunt ceva mai avuți, au mai mulți bani. Avem una dintre cele mai mari rate de sinucidere infantilă din Europa. Principala cauză este faptul că sunt părăsiți de părinți. Nu știu dacă dintre dumneavoastră, dintre apropiații dumneavoastră, sunt astfel de persoane care și-au lăsat copiii acasă. Dar dacă sunt, aduceți-vi la dumneavoastră sau mergeți dumneavoastră acasă. Că bogăția înseamnă mult mai mult decât banii. Sunt copiii noștri și ei sunt viitorul națiunii române. Comunitatea împărtășește aceleași valori culturale. Nu numai de limbă, limba e importantă, dar cultura este la fel de importantă.
povestea, domnul pastor, de a doua generație, de a treia generație de imigranți. Aici, în Veneto, am ajuns deja la a doua generație de imigrație. Dumneavoastră faceți parte din ea. Copiii dumneavoastră, urmașii dumneavoastră. Avem copii născuți aici, s-au ajuns foarte devreme aici, la 4, la 5 ani, și care acum termină facultățile. Și care au ceva dificultăți cu limba română. Eu, la consulat, primesc stagiari dintre absolvenții de universități de aici, români care vor să facă stagiul la consulat, niște copii extraordinari, și care m-au rugat frumos să le permit să facă lucrarea, pentru că stagiatura la un consulat nu e ca la orice firmă, să facă o lucrare științifică la sfârșitul stagiaturii, unde să-și folosească limba italiană, și le-am permis. Însă ei au vrut să o expună limba română. Și bravo lor! Asta înseamnă comunitate. Comunitatea înseamnă un grup de oameni care este implicat cetățenește. Domnul pastor a spus mai devreme, legat de dreptul dumneavoastră la vot, care, atenție, este dreptul unui cetățean, iar un cetățean trebuie să fie educat cetățenește. Mulțumesc, în numele meu personal și al Consulatului General României la Trieste și al Guvernului României, dumneavoastră, domnule pastor, pentru parteneriatul pe care dumneavoastră ni-l asigurați, cel puțin de când am venit eu aici, am avut un partener în dumneavoastră întotdeauna, pentru demersurile Consulatului de educație cetățenească în vederea apărării drepturilor dumneavoastră. Pentru că ăsta este interesul consulatului. Este bine să știți ce drepturi aveți de cetățeni europeni. Este bine să știți că dacă vreodată dumneavoastră sau copiii dumneavoastră sunteți supuși unor abuzuri, fie din partea vreunei autorități, nu neapărat italiene, oriunde în lume, fie chiar și la școală, acolo unde copiii noștri uneori sunt victime ale bulismului, uneori din pricină că sunt imigranți. S-a întâmplat și la mine, cu copiii mei. Nu în Italia. E bine să știți că trebuie să veniți către autorități. Dacă nu știți ce aveți de făcut, mergeți și cereți sfatul. La biserică. La consulat veniți direct. Consulatele României, misiunea diplomatică, au obligația de a interveni pentru a vă apăra drepturile și interesele dumneavoastră. Iar copiii sunt cei mai expuși. Copiii și femeile. În general. La abuzuri. Nu le suferiți singuri, veniți către autorități, pentru că autoritățile italiene sunt alături de dumneavoastră împreună cu noi. Dacă află. Dacă nu află, n-au cum să intervină autoritățile italiene în favoarea dumneavoastră. Câteva dintre anunțurile pe care aveam să le fac țin de apropierea vacanțelor. Fiecare dintre noi, cu excepția celor de care vorbea domnul pastor, care au ales numai să acumuleze avuție fără să se bucure un pic de viață alături de cei dragi ai lor. Fiecare dintre noi mergem în vacanță. Și e bine că mergem în vacanță, însă trebuie să avem grijă ca vacanțele să nu le transformăm într-un coșmar. Și se poate întâmpla cu mare ușurință, să știți. Mai întâi de toate, e bine să vă controlați încă de pe acum, cei care n-ați făcut-o deja, dacă documentele dumneavoastră și ale copiilor dumneavoastră de călătorie sunt valabile. Nu așteptați să vedeți că se apropie data de plecare cu avionul acolo unde ați ales dumneavoastră să mergeți, fie în patrie, fie în altă parte, ca să constatați că nu aveți cu ce să călătoriți. Și să veniți la consulat, unde veți întâlni alți 1000 ca dumneavoastră, care au așteptat ultimul moment și să fiți nevoiți să stați câte o zi întreagă la rânduri. Regretăm că trebuie să stați la rânduri, însă în același timp este și îndatorirea dumneavoastră să veniți din vreme. Să nu așteptați ultimul moment. Oricum, dacă veniți și în ultimul moment, vă vom ajuta. Însă așa acolo trebuie să dați dovadă de înțelegere că nu putem să o facem în 5 minute. Pentru că vorbim de documente, vorbim de mai mult de 35.000 de cetățeni români care la Trieste intră în consulat în fiecare an, mai mult de 35.000, iar noi suntem ăia. Dumneavoastră ne-ați văzut că suntem puțini. Și chiar dacă suntem buni, fără falsă modestie, nu poți să faci față într-o zi la mai mult de 400 de oameni, cât ai vrea de tare. Am avut ocazia pe 3, acum, când lumea a fost liberă, când cetățenii noștri au venit 420 într-o zi. Până la ora 16 au plecat toți acasă, însă s-au supărat. Că au așteptat 2 ore jumătate, 3. Da, dar era bine să nu vii odată pe an, pe 3 iunie, când știi că vine toată lumea. Să vii pe 25 mai, pe 24 aprilie, pe oricând. Așadar, ne întoarcem. Verificați-vă documentele, stimați domn și doamne. Vedeți dacă sunt valabile.
dacă expiră în timpul vacanței, dacă expiră la scurtă vreme după vacanță, atenție, sunt anumite state care chiar dacă nu vă cer viză de intrare, au pretenția ca pașaportul dumneavoastră să fie valabil cel puțin 3 luni dincolo de data la care dumneavoastră veți părăsi țara respectivă. Thailanda, dacă nu mă înșel, și sunt mulți dintre dumneavoastră care își fac concedii, vacanțe în zone exotice și foarte bine că o faceți. Țineți cont că pașaportul trebuie să fie valabil dincolo de data la care dumneavoastră va trebui să vă întoarceți și nu cu o zi, două, ci cu niște luni de zile. Verificați aceste lucruri pentru că altfel vă veți ruina vacanța. O altă chestiune cu care ne-am confruntat în ultima vreme a fost legată de starea civilă, de certificatele de naștere italiene, adică certificatele căsătoriei italiene. Să știți că în Italia, legislația italiană spune clar, legea aplicabilă pentru cetățenii români, în cazul nostru, atunci când vine vorba de înregistrarea nașterii și a oricărui alt act de stare civilă, legea care se aplică în Italia, conform legii italiene, este legea română. Deci, autoritățile italiene au obligația, conform legilor, să facă toate actele dumneavoastră de naștere, certificate de naștere, certificate de căsătorie, acte de naștere, acte de căsătorie și atunci când se întâmplă divorțuri, cele de divorț, au obligația să le facă în conformitate cu legea română. Legea lor îi obligă așa. Și sunt multe complicații care apar. Cele legate de nume. Cele legate de unele doamne românce care mai fac copii cu domni aici în Italia, ele fiind căsătorite în România cu altcineva. Și nu anunță autoritățile italiene și italienii pun de bună credință ei numele tatălui pe certificatul de naștere, numele tatălui biologic și e ilegal conform legii române. Și sunt niște complicații incredibile. Copiilor respectiv nu le putem face certificate de naștere românești. Nu pot să aibă pașaport românesc. Avem cazuri care au făcut această greșeală în Franța, în Germania și acum trăiesc în Italia. Trebuie să fiți atenți la aceste aspecte pentru că le faceți rău copiilor, în primul rând. Și dacă nu vă pricepeți și nu e neapărat o tragedie când vă pricepeți, să veniți către consulat să întrebați. E posibil să locuiți într-un sat mic italian, unde nu au funcționarii de la primărie o cultură juridică atât de mare cât să știe că trebuie să aplice legea română pentru români sau legea portugheză pentru portughezi, așa mai departe. Că așa vrea legea italiană. Și atunci, nu de puține ori, cei care au venit către consulat, cetățenii de-ai noștri, le-am spus ce au de făcut și ei au informat pe funcționari. Domnule, vezi că trebuie să faci așa. Și le-au făcut cum trebuie. De acolo pleacă un șir întreg de lucruri complicate pentru copii și dacă de la început faceți lucrurile bine, le va fi ușor copiilor dumneavoastră și dumneavoastră. Când se face IZEE, am aici o întrebare, este obligatoriu să declar bunurile din România, casă, teren? De ce? E normal, este obligatoriu să declar toate bunurile pe care le ai dacă autoritatea italiană, română sau acolo unde trăiți, vă cer. Pentru că dacă dumneavoastră acolo declarați că toate bunurile dumneavoastră sunt X, Y, Z și omiteți, uitați sau nu vreți să puneți și pe cele din România, asta se cheamă fals în declarații, stimați cetățeni. Și se pedepsește penal. Și în România. Așadar, este relevant pentru autoritatea italiană. De ce? Pentru că nu poți să spui că ești sărac dacă tu ai case de milioane în România. Nu? Ne spunea domnul pastor. Nu poți să spui că ai o casă de 1 milion și ceva de euro sau de 500 de mii de euro în România și să te declari sărac, pentru că ar fi o minciună. De asta trebuie să declarăm. Un alt cetățean întreabă, aș vrea să știu dacă se poate face procură pentru altcineva să-mi ridice pașaportul. Da. Sigur că se poate. Puteți să faceți procura și atunci când veniți să depuneți cererea pentru pașaport, cereți funcționarului sau consulului, în afară de procedura pentru pașaport, să vă întocmească și o procură specială prin care împutericiți pe cineva să vină să vă ridice el pașaportul să semneze pentru dumneavoastră. Însă mai aveți la dispoziție și alt instrument pus la dispoziție de Consulatul General de la Trieste. Deși e o procedură mai complicată, puteți să cereți, bine, dumneavoastră sunteți foarte aproape aici de consulat, am ajuns aici mai puțin 2 ore cu mașina. Cei mai de departe fac acest lucru, de la Verona, de la Lovigo. Puteți cere, e o cerere specială care vi se dă acolo, să vi se trimită pașaportul prin curier. E pe cheltuiala dumneavoastră și pe răspunderea dumneavoastră. Adică,
Dumneavoastră mergeți, după ce intrați pe site-ul de la Trieste și vedeți că a sosit pașaportul, e acolo o procedură specială ca să știți dacă a venit sau nu, dumneavoastră mergeți unde locuiți și vorbiți cu o reprezentanță de la DHL sau de la TNT sau de la UPS, un serviciu de curierat, dragi români, care are serviciu de transfer documente, de special pentru documente. Îi plătiți să vină delegatul lor la consulat ca să vă preia pașaportul, pe noi ne anunțați cu un e-mail că vine, ne spune și data, noi îi dăm pașaportul, însă dumneavoastră plătiți serviciul de curierat direct acolo și dumneavoastră sunteți răspunzători dacă vi-l pierd. Deci noi mai mult decât să-l dăm, în momentul în care l-am dat din consulat, nu mai putem să mai avem responsabilitate. Deși, atenție, pașaportul este proprietatea statului român. Noi, cetățenii, decât îl folosim. Statul e proprietar. Atunci când pașapoartele ne sunt scăzuți, expirate, nu sunt scăzute, nivelul de trai scade, da, pașapoartele expiră. Trebuie să facem numai decât titlul de călătorie? Dacă da, copiii de la ce vârstă trebuie să plătească pentru titlul de călătorie? Dacă nu, ce se întâmplă la trecerea frontierei, nu a vămilor? Când pașapoartele expiră, este bine să vă faceți alte pașapoarte. Și nu trebuie neapărat să așteptați să vă expire. Puteți să veniți și cu niște luni înainte. De exemplu, puteți veni și cu niște ani înainte dacă pe pașaportul dumneavoastră nu mai e loc. Sunt cetățeni români care călătoresc foarte mult și ajung să nu mai aibă loc de ștampile în pașaport sau de viză. Și vin și le schimbăm pașapoartele cu mult înainte de a expira. Vă recomandăm să vă schimbați pașaportul din vreme. Dacă vreți să plecați către România și atât și acolo să vă faceți documente, puteți să vă faceți titlul de călătorie. Da? Puteți să vă faceți titlul de călătorie neapărat. Nu puteți călători peste frontiere fără pașaport valabil sau titlul de călătorie dacă mergeți către România sau carte de identitate românească valabilă dacă dumneavoastră călătoriți în Uniunea Europeană ori în țările pe care acceptă această carte de identitate, cum e Serbia, da? Ei bine, nu mergeți fără document valabil, că e foarte posibil să vă oprească să nu treceți, mai ales la aeroporturi. Dacă cumva aveți bafta de a ajunge în frontiera României cu un document expirat, acolo în țară vă primim după ce vă verifică. Dar e foarte posibil să nu ajungeți până acolo, iar, de exemplu, slovenii, dacă vă prind, vă amendează. Sunt celebri deja polițiștii sloveni pentru amenziile date tuturor străinilor. Numai de la 300 de euro în sus amendă. Așadar, nu faceți acest lucru. Copiii, cei sub 6 ani, nu plătesc. Tot ce este peste 6 ani, plătește 65 de euro. Da? În luna februarie am pierdut buletinul românesc. Am făcut denunți la carabinieri. Pot să-l fac aici în Italia sau trebuie să merg numai decât în țară pentru a reface? Dacă nu aveți drum în România ca să vă faceți cartea de identitate, puteți la consulat să cereți autentificarea unui procur special. E o procură specială cu fotografie făcută, e convenită între Ministerul de Externe și Ministerul de Interne, în așa fel încât împuternicitul dumneavoastră, că asta faceți prin procură, împuterniciți o persoană în țară, merge în locul dumneavoastră cu procura specială și cu niște fotografii pe care vi le certificăm noi și vă face carte de identitate pe care vă trimite subsecvent ulterior dumneavoastră. Cineva dorește să facă pașaport copilului, primul pașaport, e o doamnă care are buletinul expirat, dar în schimb are pașaportul valabil. I s-a spus că de la Trieste, că nu-mi dă voie doar cu pașaportul. Nu știu, de la Trieste nu v-a spus nimeni. De la Trieste, de prin oraș, pe acolo, de la consulat, sigur nu v-a spus. Da. Buletinul, de asemenea, mi s-a spus că tot în România se poate face. De buletin deja am lămurit-o. De ce nu se poate face pașaport copilului dacă am unul dintre documente valabil? În cazul meu, doar în România se poate. Și mulțumește cu respect. Stimată doamnă, dragi români, dacă cineva v-a spus că nu puteți face pașaport copilului, că aveți numai pașaportul românesc valabil dumneavoastră, v-a mințit. Așadar, nu este adevărat, este total fals. Părinții copilului se pot prezenta, fie cu cărțile de identitate românești, fie cu pașapoartele românești,
valabilă. Sigur, să aveți toate celelalte documente cu dumneavoastră, certificatul de naștere al copilului, celălalt părinte să fie și el prezent, să-și dea acordul. Dacă aveți domicilii diferite, unul dintre dumneavoastră își dă acordul să se fie registrat la un anumit domiciliu și a dat toate celelalte, trebuie să le aveți. Însă, vă recomand, stimată doamnă, am spus această întrebare, să consultați pagina internet oficială a Consulatului General României la Trieste, trieste.mae.ro. Toate paginile internet ale ambasadelor și consulatelor noastre au acest format. trieste.mae.ro, roma.mae.ro, milano.mae.ro, washington.mae.ro. Și așadar e foarte ușor să țineți minte. Vă recomand site-ul de la Trieste, este foarte bogat în informație. Dacă ați fi citit cu atenție, ați fi văzut că această informație de aici, cum că n-ați putea cu pașaportul noastră, este falsă și nu mai băgați în seamă folclorul, zvonurile. Mergeți direct la sursă și vedeți acolo ce aveți nevoie. Vorbeam de solidaritate și nu vreau să uit acest lucru legat de comunitățile noastre românești evanghelice din afara țării. Aducea domnul pastor în discuție cazul familiei Bodnariu. Am văzut acolo, noi am vorbit de mai multe ori pe această speță, de fiecare dată ne vedem prin aeroport. Spuneam că acolo au fost lucruri făcute foarte bine, lucruri făcute foarte rău. Dar că până la urmă, lucrul împreună duce la rezolvare. În acest caz s-a dovedit că solidaritatea nu numai la nivel de comunitate, ci la nivel de națiune contează. Au lucrat foarte bine autoritățile diplomatice, împreună cu autoritățile politice din România. Dar a contat enorm. Enorm a contat și vocea societății civile, iar cea mai puternică voce a societății civile a fost cea a comunităților noastre evanghelice pentecostale din afara țării. Dumneavoastră, știu că mulți și dintre dumneavoastră de aici, ați fost prezenți ca societate civilă și ați manifestat solidaritate chiar la nivel public, fie la Roma, fie la Bologna, nu? Așa cum au făcut-o multe alte comunități în lume, în sprijinul acestei familii care a fost lovită de un abuz. Un abuz nepermis. Aș dori ca dumneavoastră să vă mulțumesc în numele autorităților din România pentru solidaritatea pe care ați avut-o față de acest caz și această familie și pentru ajutorul pe care dumneavoastră l-ați dat autorităților române în demersul de a acorda asistența necesară și a rezolva un caz de o astfel de magnitudine. Așadar, mulțumiri fiecăruia dintre dumneavoastră, cei care fie ați fost prezenți, fie ați gândit alături de această familie. Alte anunțuri legate de vacanțe. Documentele trebuie să fie valabile, dar atenție, ținta vacanței dumneavoastră, care va fi. Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția tuturor românilor o aplicație. O puteți descărca de pe site-ul oficial al Ministerului de Externe a României. Se numește Călătorește în Siguranță. Este o aplicație care fie o luați de pe site, fie o luați de pe App Store, da? Și pe iPhone și pe Android o aveți disponibilă. Este foarte bine făcută și ține de siguranța dumneavoastră oriunde în lume. Pentru că oriunde ați merge, puteți acolo să găsiți informații clare despre țara respectivă. Să știți că sunt țări foarte frumoase din lume unde există obiceiuri și legi care pentru un european sunt ciudate, dar care sunt foarte importante. Știți că în metroul din Cairo, de exemplu, n-ai voie să intri în anumite vagoane care sunt numai pentru femei? Și dacă o faci, nu-i bine deloc că sfârșești în închisoare. Știți că sunt câte unii care se distrează ei bine, nu e cazul dumneavoastră, dar se distrează ei bine mai consumând câte o substanță interzisă și merg în Malaezia și găsește poliția și sunt condamnați la moarte. După care România face efortul uriaș să-i salveze de la moarte, nu de la altceva, pentru că trebuie să plătească pentru ce au făcut, dar nu cu viața. E bine să consultați această aplicație pentru că vă învață tot ceea ce trebuie să știți dumneavoastră despre țara în care ați ales să mergeți, să vă faceți vacanța, în așa fel încât să nu vă găsiți într-o dificultate uriașă prin încălcarea legii sau, Doamne ferește, să fiți victimele unor acte teroriste. Este foarte important să vă informați înainte. Profitați de această aplicație, v-am spus, o Călătorește în Siguranță se cheamă, o găsiți pe orice magazin gratuit, absolut gratuit, nu vă costă nimic. O descărcați pe smartphone-ul dumneavoastră
care vă însoțește în călătorie și aveți ocazia să vă protejați dumneavoastră și familia dumneavoastră. Una dintre problemele mari cu care se confruntă ambasadele noastre și consulatele din străinătate sunt, nu toate, dar cele din Europa în general, mai ales Italia și Spania. Și una dintre cele mai mari dificultăți este aceea aglomerație la consulat și a timpilor de așteptare foarte neplăcuți pentru orice cetățean. Ajunge acolo, stă la rând, o dată, de două ori, chiar de trei ori, pierde trei ore, e cald, copilul se plictisește, n-are voie nici măcar să-și folosească telefonul, că legea nu permite, în interiorul consulatului. Este supărător. Știm lucrul ăsta. De la nivelul Ministerului Afacerilor Externe se fac eforturi mari pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu soluții tehnologice. În acest moment, deja, cei din Veneto și Friuli Veneția Giulia aveți la dispoziție pe internet un site care se numește econsulat.ro. E de la electronic, consulat.ro. Este un sistem integrat de pentru servicii consulare care vă permite dumneavoastră să vedeți tot ce aveți nevoie în afară de site-ul de la Trieste. Ce aveți nevoie pentru un anumit serviciu consular și chiar să-l începeți dumneavoastră. De exemplu, vreți să faceți o procură de carte de identitate? Deja puteți acolo, vă și arată, vă și ghidează, vă și arată ce să completați. Deja o veniți cu ea completată la consulat, în așa fel, și vă dă un număr, PI se cheamă, pe care dumneavoastră îl dați la funcționar și spune: domne, intre pe PI numărul 40573. Deja aveți toate datele băgate, deja e textul cu procurii băgat, consulul și funcționarul, evident, le verifică cu mare atenție, conform documentelor, și scurtați cu mai mult de jumătate termenul de așteptare la consulat. Pentru că nu va fi nevoie să se facă totul de la început. Asta dacă vă pricepeți. Dacă nu vă pricepeți, oricum va face consulatul tot. Însă timpii sunt ceva mai lungi. Așadar, econsulat.ro. Intrați, informați-vă, este o chestiune ultramodernă, o au foarte puține state în lume, nu e experimentală, Trieste și Bologna sunt consulatele din Italia și cele mai mari din lume deocamdată, care implementează, și Statele Unite și Canada, am început și acolo, da, pentru că sunt distanțele foarte mari până la consulate, deja sunt funcționale, puteți să profitați acest lucru și vă îndemn să profitați același lucru. În cele din urmă am lăsat această chestiune legată de alegerile care se vor întâmpla pentru alegerea pentru Parlamentul României în toamnă. Stimați domni și doamne, de puține ori cetățenii noștri din afara țării au fost atât de interesați de exercitarea unui drept constituțional de bază a lor, așa cum s-a întâmplat în 2014. Eu am considerat că ce s-a întâmplat în 2014 a fost o chestiune pozitivă. Nu neapărat că au fost timpii de așteptare mari, nu, ala n-a fost pozitiv, ci faptul că românii au simțit nevoia să-și exercite drepturile lor într-un număr atât de mare a fost un lucru foarte bun. Și sper ca ceea ce s-a întâmplat atunci să se întâmple la fiecare alegere pentru localele din Italia, pentru parlamentarele din România, pentru europarlamentare, pentru președinte, întotdeauna să se întâmple așa. Pentru că este foarte importantă contribuția cetățenilor români din afara țării la dezvoltarea societății românești. Dumneavoastră, cei care ați emigrat și care trăiți deja de ceva vreme în afara țării, ați învățat multe de la democrațiile unde trăiți. Puteți avea acum, pentru modernizarea României, un rol similar cu cel pe care l-au avut tinerii de la 1848. Cei care știți istoria României știți câtă importanță au avut cei care au făcut școli în Franța la înfăptuirea Revoluției de la 1848 din România și modernizarea României. Și ei tot un fel de imigrație erau, o imigrație intelectuală. Au venit în țară și au modernizat România. Contribuția dumneavoastră poate să fie una similară. Să ajutați la modernizarea României pentru ridicarea nivelului de trai de acolo și poate unii dintre dumneavoastră se vor întoarce. Poate copiii dumneavoastră se vor întoarce. De asta trebuie să învățați limba română, cum spunea domnul pastor. Pentru că e patria lor și nu trebuie să fie străini în patria lor. Și nu se știe, când vor fi ei mari, unde se va trăi mai bine. Vă reamintesc că la începutul secolului 20, foarte mulți italieni au emigrat în România. Eu am crescut la Craiova, în mijlocul unei comunități de italieni. Emigrați atunci. Nu se știe cum se întoarce roata istoriei. Să sperăm că peste tot lucrurile vor merge bine și că aici se va trăi la fel de bine și că România se va trăi bine, dar copiii dumneavoastră trebuie să poată să meargă în țara lor la ei acasă și să-și vorbească limba
și să nu fie respinși acolo. Să nu fie străin la ei în țară. Așadar, se va putea vota în acest fel. Nu se va putea vota în Italia dacă nu ești rezident în Italia. Deci dacă n-ai carte de identitate italiană sau dacă n-ai un certificat de rezidență, dacă nu ești înregistrat la anagrafe în Italia, nu se va putea vota în Italia deloc. Niciun cetățean român, nici măcar turiști. Numai cei rezidenți. Sunt trei variante de vot. Fie, pentru rezidenți am spus, fie prin corespondență, dar pentru acest lucru trebuie să completați o cerere. E aceeași cerere, dar unde se bifează ceva diferit. O cerere prin care alegeți votul prin corespondență, la care adăugați copii de pe pașaportul sau buletinul românesc valabil, cartea de identitate românească valabilă, și dovada rezidenței, care e fie cartea de identitate italiană, fie certificatul de rezidență, fie statul de familie, acele documente eliberate de anagrafe. Vă vin acasă plic cu toate materialele, vă învață cum ce aveți de făcut, să le primiteți în țară, direct la autoritatea electorală permanentă, la biroul electoral, și votați prin corespondență. Dacă nu vreți prin corespondență, mulți spun, domnule, dacă se pierde, dacă se deschide plic, dacă, de unde știți că vreți să votați la o secție de votare. Cum a spus domnul pastor în cuvântarea asta. Se face absolut același lucru. Cererea respectivă se dedicează altceva, votul la secție, la care se adaugă exact același document. Fie pașaportul sau cartea de identitate românească în copie, plus documentul care atestă rezidența în Italia. Dacă cel puțin 100 de oameni fac aceste cereri în aceeași zonă, se face o secție de votare în zona respectivă. Cel puțin 100. Maxim 2000 pentru o secție. Dacă sunt mai mult de 2000, se fac 2 secții, se fac 3 secții, așa mai departe. Dacă pe 30 august vom avea 4000 de cereri care ajung în ziua respectivă, va fi foarte greu. De asta îndemnăm și recomandăm să se facă din vreme. Cei care nu puteți sau nu vreți să trimiteți cerere la consulat, însoțite de documentele dumneavoastră, din diferite motive. Mulți dintre cetățenii mi-au spus, dar de ce să vă trimite dumneavoastră unde stau? Toate ne știți, dacă vreți să aflăm unde stau, stau. Sunt autoritățile italiene, sunt partenerii noștri și în bine dumneavoastră și țării, aflăm unde stau. Este interesul dumneavoastră să vă puteți exercita un drept constituțional. Dar dacă nu vreți sau nu puteți, dar totuși vreți să vă exprimați votul, puteți să o faceți. Chiar dacă nu trimiteți cerere la noi, chiar dacă nu trimiteți documentele pe noi, puteți să o faceți, însă nu veți putea să o faceți la secția de votare din apropiere. Adică, dacă 200 dintre dumneavoastră vor trimite cereri, însoțirea documentele necesare, se va face secția de votare aici sau la apropiere, iar alții, ceilalți care n-au trimis cereri, degeaba vă duceți la secția aia, că nu vă vor primi. Veți putea vota numai la sediul consulatului sau consulatelor, ori la ambasadei, ori la sediul Institutului Cultural Român de la Veneția. Atât. Așadar, nu e obligatoriu să trimiteți cereri și documente. Este o opțiune dumneavoastră. Chiar dacă vreți trimiteți, veți putea vota. Dacă sunteți rezidenți, atenție, va trebui să veniți la vot cu dovada, cu pașaportul sau cu buletinul românesc valabil și cu documentul italian care arată că sunteți rezidenți. Veți putea vota. Dar numai dacă bateți drumul până la consulat, cum este, sau la Institutul Cultural de la Veneția, sau la consulatul de la Veneția. Unde este foarte posibil să aveți parte de rânduri uriașe. Așadar, ne facem un dator, dar este obligația noastră să vă informăm și să vă îndrumăm cum să faceți ca să vă puteți exercita un drept constituțional. Însă decizia va puține numai dumneavoastră și trebuie să știți care sunt consecințele dacă nu îndepliniți formalitățile prevăzute de legea română. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și Dumnezeu să binecuvânteze România cu bunul.